America nu este atât de veche pe cât pare. Fiind una dintre puterile dominante la nivel mondial, am putea presupune că este un imperiu care are cel puțin jumătate de mileniu, dar nu acesta este cazul și a declarat independența la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Desigur, au existat colonii care au precedat independența, însă povestea reală a Americii începe cu faimoasa declarație. Considerând cât de repede s-au stabilizat Statele Unite ale Americii și cât de ușor și-a răspândit națiunea influența în jurul lumii, putem pune următoarea întrebare interesantă. Cum ar fi dacă britanicii nu ar fi ajuns niciodată în Jamestown? Deci, hai să ne punem mintea la contribuție. Astăzi răspundem la o întrebare teoretică. Dacă America nu ar fi fost colonizată niciodată? Pentru a înțelege ce s-ar fi întâmplat dacă malurile americane ar fi rămas nepopulate de coloniștii britanici, trebuie să ținem cont de contextul istoric. În secolul al XVI-lea, Anglia flirta cu ideea de a-și extinde puterea asupra noii lumi. Națiunile catolice precum Spania și Franța se descurcau destul de bine îmbogățindu-se cu active precum aur, zahăr și altele. Anglia voia să ia și ea parte la acțiune. Ignorarea Spaniei și a Franței ar fi fost o decizie proastă. Anglia s-a uitat în interior și a observat că țăranii sufereau datorită crizei economice și a sărăciei. Dintre cauze enumerăm colapsul pieței de lână, închiderea conacelor și a terenurilor publice. Oamenii obișnuiți nu puteau accesa terenuri pe care înainte se bazau și această alineare de resurse a dus la o creștere a ratei criminalității. Oamenii nu se puteau descurca singuri respectând legea. În loc să-și dea seama că exact condițiile de trai erau cauzele pentru creșterea criminalității, conducătorii au decis că trebuie să fie vorba de altceva. Surplusul populației a fost una dintre ideile propuse în acel moment, susținând că prea mulți oameni trăiau în Anglia și nu aveau destule resurse pentru a se autosusține. Acum știm că această idee a fost una greșită, însă nu putem schimba istoria. Soluția: trimiteți oamenii în colonii, acolo pot cumpăra produse, pot produce materiale brute și își pot stabili propriul rol în economie, în plus pot fi taxați, o idee genială. Deci, în căutarea unui loc pentru așa zisa populație de surplus și dorind să-și exercite dominația asupra lumii noi în căutarea bogățiilor, britanicii au decis că era timpul să colonizeze niște pământ. Lucrurile au escaladat în secolul al XVII-lea odată cu căutarea terenurilor noi, a comerțului și a libertății religioase. Compania London Virginia, numită după așa zisa regină Virginia, a stabilit o colonie în Jamestown în anul 1607. Așa a început ceea ce într-o zi va deveni Statele Unite ale Americii. De-a lungul timpului, coloniile au devenit mai numeroase, dar se aflau încă sub conducerea britanică. Vom sări la războiul revoluționar pentru un moment. După impunerea unei serii de taxe, coloniile au decis că era destul. Oamenii din diferite colonii s-au adunat și au cerut Angliei să oprească taxele. Boicoturile au condus la afectarea economiei și la trimiterea soldaților britanici în Massachusetts. Coloniștii i-au confruntat și 5 oameni au fost împușcați de soldați. Acest eveniment a mărit sentimentul anti-britanic care a culminat cu aruncarea a 1000 de kilograme de ceai în portul de la Boston. Anglia a reacționat, iar milițiile locale au început un proces de înarmare. Toate acestea au condus la războiul revoluționar. Știm că este o simplificare a evenimentelor istorice, dar rezumatul ne ajută să înțelegem puțin contextul de atunci. Apoi, totul este istorie. Bătăliile au continuat timp de un deceniu și au avut ca rezultat independența americană. Odată devenită independentă, America a continuat să crească și a devenit monolitul pe care îl cunoaștem cu toții astăzi. Atât de multe lucruri au avut loc de atunci încât lumea pentru a cărei independență se luptau coloniile este total diferită. Revenim la întrebarea noastră, cum ar fi dacă America nu ar fi fost colonizată niciodată? Este o întrebare dificilă care presupune efectul fluturelui și teoria haosului. Dacă America nu ar fi fost colonizată, multe alte lucruri s-ar fi putut întâmpla. Nu avem un timp infinit pentru a acoperi toate posibilitățile unei astfel de schimbări istorice. Totuși, putem să aruncăm o privire la câteva dintre ele. Primul lucru care trebuie luat în considerare atunci când vorbim despre lipsa colonizării Americii sunt oamenii care au colonizat-o.
Am discutat despre motivele britanice de a trimite oameni pentru a începe noi colonii. Cum ar fi dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat? Ei bine, Anglia ar fi continuat să aibă probleme. Știm că aveau dificultăți economice, iar fără colonii, problemele ar fi devenit mai mari. Toți cei care ar fi rămas ar fi fost subiectul unei sărăcii lucii, în timp ce aristocrația și bogații ar fi pus mâna pe tot mai multe terenuri și ar fi încarcerat tot mai mulți oameni neobedienți. Asta sună ca o revoltă. Este posibil să fie asistat la o revoluție a claselor de jos, destabilizând Anglia din interior. Fără stabilitate și fără acces la bogățiile noii lumi, Anglia ar fi fost într-o poziție dificilă. De fapt, influența spaniolă și franceză ar fi putut prelua puterea. Dacă Anglia nu ar fi făcut-o, s-ar fi găsit altcineva. Sunt curios ce s-ar fi întâmplat dacă coloniile ar fi fost implementate de Franța sau Spania. Istoria ar fi luat un curs cu totul diferit, iar dacă aceste puteri ar fi preluat controlul, Anglia ar fi putut ajunge la colaps. În al doilea rând, fără influența britanică care să stimuleze creșterea colonială și în cele din urmă revolta, nu ar mai fi existat niciun război revoluționar. Sau poate că ar fi existat, dar ar fi avut o altă finalitate. Ei bine, fără coloniile britanice în America nu ar mai fi fost implementate taxe adiționale de către regele George. Tensiunile nu ar mai fi escaladat între patrioți și loialiști și niciun gram de ceai nu ar mai fi fost vărsat și poate nici sânge. Părinții fondatori nu ar mai fi avut un motiv să se adune împreună pentru a cere independența, iar America nu ar fi devenit America. Dacă așa ar fi fost cazul, dispariția Americii ar fi avut implicații serioase. Istoria modernă include și America drept personaj principal. Nu putem spune că nimic nu s-ar întâmpla fără implicarea ei, însă dacă America nu ar fi existat, lucrurile pe care ne concentrăm acum nu ar mai fi atât de esențiale. Personaje istorice precum George Washington sau Alexander Hamilton nu ar mai fi relevante în același fel. O mulțime de ideologii și invenții central-vestice ar fi apărut în altă parte. Iar dacă luăm în considerare și problemele domestice ale Angliei, lumea ar arăta cu totul diferit. Ce crezi, poate am vorbi franceză sau spaniolă? Ce alte lucruri s-ar schimba? Hai să facem o rundă fulger și să enumerăm câteva posibilități. Snacks-urile nu ar mai fi fost atât de predominante. Canada ar fi în totalitate franceză și mass media nu ar mai conduce lumea. Globalizarea ar fi mai slabă, baseballul și plăcinta cu mere nu ar mai apărea pe scena mondială. Există multe lucruri care își au fundamentul în America și nu avem timp să le enumerăm pe toate. În plus, nu știm care dintre aceste lucruri ar fi apărut mai târziu. Deci, sumarizând, dacă America nu ar fi fost colonizată, lumea ar arăta mult mai diferit. Liderii globali și-ar concentra atenția altundeva, iar Anglia ar fi mai slabă per general. Războiul revoluționar american nu ar fi avut loc și o mulțime de oameni influenți nu ar mai fi făcut schimbările pentru care sunt atât de faimoși. Este greu să luăm în considerare toate implicațiile, însă cu siguranță o lume în care America nu ar fi fost colonizată ar fi o lume total diferită față de cea pe care o avem acum. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!